A, uitați-vă să vedeți situația de la Chiancuta. Sydney, 1856, Melbourne, 1303, de sunt undeva la jumătatea drumului aici la Chiancuta și spune cam cât ne-a rămas. But mai am 2142, deci un pic mai mult decât până la Sydney, sunt aproape la jumătate. Sunt la Lac Giles, ăsta este un lac minier și nu mai am semnal deloc. Da, am un telefon satelit, asta mă salvează de belere. Dimineața de vreme m-am trezit într-un frig de 3 grade. Vorba românească, la pomul udat niciodată să nu te duci cu sac. Deci haideți să vedem pe unde am fost. Asta este partea de Australie pe care am văzut-o până acum. Și ar fi așa. Îmi place să fac manual asta, nu las să fac Google automat cu harta, că nu mi-ajunge timpul pentru explicații. Am plecat din Sydney, am urmărit autostrada, nu am ajuns la Canberra, în schimb am trecut prin Wagga Wagga, am ajuns în Merbein Common, acolo unde am văzut râul, și în Mildura, acolo unde am pățit întâmplarea hazlie cu la Peco. Așa, am ajuns în Paringa pe urmă, unde am văzut acei copaci rămași în apă. Ne-am îndreptat pe urmă spre Port Pirie, care îl aveți aici, se vede aici, toate adresele sunt aici. Dacă veniți în Australia, chiar vă recomand să ajungeți în aceste locuri, dacă o să aveți ocazia și posibilitatea și timpul, bineînțeles. E un drum lung, trebuie să fiți pregătiți. Vă recomand mașină diesel. Așa, aici e Tank Rest Area, care nu am văzut mare lucru, dar a fost un loc unde chiar ne-am odihnit foarte bine. Iron Knob, care hai să zicem că am fost la un Petroșani al nostru, comparabil cu Petroșani, numai că acolo se extrage minerul de fier la Iron Knob. Și până la Iron Knob am făcut deja 1645 de kilometri. Deci să zicem că am ajuns, nu știu unde să zic, am ajuns, comparabil cu Europa, nu știu, 1645. Lake Giles, 1713, unde am văzut lacul parțial, camping parțial, mină. Am fost în Chiancuta, unde am văzut acele toalete nostime, unde ne-am amuzat. Aici vedeți, așa, 1835, Charcoal du Roc, pe care o să-l vedeți acum, în minutele care urmează, și este absolut un loc încântător, un loc magic, un loc de poveste, ca să zic așa. Smoky Bay, pe care am să vi-l arăt și să vedeți ce lumină e la Smoky Bay. Și locul unde am înnoptat în această perioadă a călătoriei noastre, pe care o să vi-l arăt până la sfârșitul acestui material. Iată-ne și la Charcoal du Roc. E... arată ca un monument roman, nu știu de ce, e un nume aborigen ăsta, Charcoal du ăsta. Charcoal du sau Charcoal da. După cum vedeți, e ca și cum ar fi un zid. Nu știu de ce mi-aduce aminte de Histria. Dar faptul că urci asta arată... arată nu neapărat ca un monument, ci mai degrabă ca un loc sacru. Și mai mi-aduce aminte de ceva. Seamănă cu Remarkable Rocks din Kangaroo Island. Cine a fost acolo știe ce vorbesc. Au cam aceleași forme, parcă sunt sculptate. Este un loc extraordinar. Are o energie specială. Acest loc are o energie foarte, foarte, foarte specială. Și cred că are o încărcătură spirituală. Pietrele de acolo au o anumită amprentă energetică. Nu știu, așa am simțit. Am simțit că nu se poate întâmpla nimic rău aici. E o energie extraordinară. Este atâta liniște, este atâta... pur și simplu. Și aici este măsuța unde se poate mânca, unde deja am mâncat. Iar acolo este o cutie de donații, unde fiecare pune câți bani vrea. Dragii mei, înainte să plec,
văzut o cabană aici, în mijlocul pădurii, în mijlocul la pietrele astea. Și am crezut că e ceva de închiriat, am crezut că e ceva... că trebuie vorbit la primărie, că trebuie... că eu am deschis ușa acolo. Și o să vă explic și de ce. Inițial, această cabană s-a construit pentru muncitori care munceau la baraj. Și a avut foarte multe destinații, foarte multe folosințe. Și ultima dată a fost casa unui cuplu aborigen cunoscut ca Tom și Tilly. Hai să vedem ce e înăuntru. Deci este foarte solid făcută, este făcută foarte simplu și nu știu de ce îmi aduce aminte de chilia unor călugări. Pur și simplu. Deci este ca o chilie de călugări, dar bine, mai solidă, mai înaltă. Aici unde se făcea focul, probabil că aici au avut un pat sau nu știu, dormeau pe jos, habar nu. Și aici sunt... ce mâncau ei, în ce mâncau ei. Bineînțeles, nu a fost vandalizată, deci fiecare și-a scris numele și au scris, fiecare și-a scris ceva aici, dar au lăsat totuși curat. Nu au vandalizat, nu au rupt. Și poți să stai la o masă, poți să stai frumos să servești ceva cu prietenii. Și de ce nu? Poți să stai și peste noapte. Dacă spui un pat pliant aici, închizi ușa, nu dormi afară. Deci poți să stai și nu e nicio chirie, nu e nimic. E pur și simplu, trebuie să dai o donație și cu asta basta. Impresionant. N-am văzut nicăieri așa ceva. Asta este o căbănuță... ia uite ce spune. Back on dirt. Înapoi în... și are aici și apă de ploaie, care bineînțeles, ia să vedem dacă curge. Bineînțeles că curge. Care poți să o filtrezi și poți să bei. Deci ai apă de băut și în rest nu știu ce faci. Vânat, faci ce vrei. Sigur că dacă stai aici o lună, două, cineva o să vină să te întrebe de sănătate, să spună, băi frate, tu al cui ești? Sunt energie foarte specială. Era să o pocnesc, noroc că am claxonat-o. A sărit o păsărică, s-a dus din dreapta stânga. Era să o lovesc cu farul. Și noroc că a claxonat, am speriat-o și s-a ridicat în sus. Altfel o pocneam, am 110 la oră. Și ori vrea să zboare pe, au atâta cer deasupra și le zboară pe deasupra șoselei, așa, la jumătate de metru distanță. Vreau că le place, o fi o chestie razantă, știu eu cum o simți ele aerul. De ce fac treaba asta? Ne apropiem de strada Gardul Câinelui. De ce Gardul Câinelui? Aoleu! Deci eu am de mers strada Gardul Câinelui, să merg eu pe Gravel Road, cât să merg? Vai de capul meu! No, nu, nu merg atâta. E... no. Nu, nu merg pe strada Gardul Câinelui, nu merg... E foarte mult, sunt foarte mulți kilometri și nu merg... până ajunge la Flinders Highway. Dom'le, ar putea să fie altă oportunitate. Nu vreau să merg pe strada Gardul Câinelui, îmi pare rău. Nu vreau să mă duc acolo. Efectiv, merg înainte și... școală doar, până unde aveau ei școala era asfaltată, în rest, uite așa e, 30 de kilometri. Dragii mei, în sfârșit am ajuns la Smoky Bay, după tot vântul ăsta și tot drumul cu
lură, în sfârșit sunt la Smoky Bay. E o lumină de nedescris aici. E un cer închis. E paradisul fotografilor, ca să spun așa. Deci e un apus fantastic. Și ține mult. Deci e 5:30 acum și soarele încă e sus. E o vreme cum vor fotografii, vor cu cer valorat, cu cer saturat. Și un vânticel care te mușcă de urechi puțin, că asta e, încă iarnă, dar e bine, avem fes, suntem echipați. Din absolut tot ce am văzut în Smoky Bay, mi-a plăcut foarte tare acest pod unde am întâlnit acești doi tineri, un cuplu care pur și simplu, un cuplu de profesioniști care nu arătau a pescari. Și cum pescuiau, pur și simplu, a venit o pasăre mare în spatele lor. Și au întrebat, pasărea asta e de obicei aici? Zice, da, în fiecare zi când venim, noi în fiecare zi venim la pescuit. Dacă nu pescuim o zi, nu mâncăm. Efectiv, nu i-am întrebat ce fac, nu i-am întrebat ce trăiesc, dar efectiv a fost o chestie, a fost o experiență să-i văd cum au pescuit. Și au pescuit foarte repede și foarte mult. N-am stat să fac fotografii, să mă uit în punga lor, dar efectiv mi-a spus, zice, păsăroiul ăsta stă în fiecare zi aici, dacă nu ești atent o secundă, a venit, ți-a zburat, ți-a luat peștele și a fugit cu el. Trebuie să mănânce și el, ce să fac? Și asta a fost experiența mea cu Smoky Bay. Aha, dragii mei, azi e miercuri, ziua, a cât aia, a treia parcă. Hai să închidem ăsta, că așa, e ziua a treia, da, duminică, luni, marți, miercuri, nu, e ziua a patra astăzi, m-am trezit la 2 grade, e 6:45 acum, m-am trezit de la 6, hai de mine și de mine, abia am vorbit la 2 grade, m-am trezit o dată la 4, m-am învelit, m-am trezit la 6, m-am dus la... Că am tras la un conac de ăsta unde am făcut un dușuleț repede, un duș nemaipomenit, la 3 grade dușul e... trebuie să vedeți cum e la 3 grade, carnea face așa, așa face carnea pe tine. Dar e extraordinar, am avut așa o senzație de ca și cum aș fi fost la copcă, nu exagerez, acolo e mult mai dur. Așa că continuăm excursia spre Eucla acum și vă țin la curent. În drum spre Eucla ne oprim pe la Fowler's Bay, un sătuc foarte nisipos, unde am văzut un pod foarte bine construit și foarte lung pentru această localitate mică. Totul este înconjurat de nisip, oamenii au nisip, dune mare, enorme de nisip în spatele caselor și puțină istorie, vorbim de comandantul Flinders, care a ajuns aici pe 28 ianuarie 1802, are și un monument ridicat în cinstea lui aici și care a numit această localitate Fowler's Bay, după numele locotenentului său, care ulterior va deveni amiral, amiralul Fowler. Vești oglinda mării, vezi în ea țărmuri verzi și cerul sare, nor și stea, unde plesnetul ei geme și eol sună papura ce freme, barcarol. Un minut dacă te-ai pierde tu măcar, sub noianul mării verde și amar, colul umed ai pustie, ca în sicriu,
te-ai simți pe veșnicie mort de viu. E frumos că am văzut dunele astea. Probabil că nu se le mai întâlnesc, pentru că în deșert nu o să mai fie nimic. Merge spre stația de telegraful vechi. Acum nu știu dacă am nimerit, drumul e bun sau nu e bun. Merg absolut fără niciun GPS, fără nimic. Nu există semnal. Merg așa, la prezneală, la intuiție. E tot așa, de la șosea spre ocean. Sunt foarte multe drumuri care pot fi accesate pe aici, pe nisip. Bine, pentru cine are 4x4. După cum vedeți, mă uit pe jos și îmi trântesc picioarele, ca să nu vină vreun crocobaur, vreun balaur cu 7 capete. Astea sunt ruinele, telegraful vechi de la Eucla, șerpișor ceva. Deci așa arăta un telegraf vechi. Uitați-vă și voi cum s-au păstrat ruinele astea. Nu le-a dărâmat nimeni. Au fost lăsate pur și simplu pe plajă, așa, într-o... Le s-au păstrat. Sunt îngropate în nisip. Vă dați seama că aici odată a fost o civilizație, aici odată a fost... Oamenii veneau și dădeau telegraf aici. Era un fel de internet cafe, dacă vreți. Cum există astăzi internet cafe? Mă duc să dau un e-mail de la internet cafe. Ăsta era internet cafeul de pe vremuri. Pe măsură ce înaintăm spre deșertul Nullarbor, observăm foarte multe balene care vin destul de aproape de țărm, pentru că există o platformă continentală. Se cheamă Great Australian Bight. Ele vin foarte aproape pentru că apa aici are o temperatură mai mare și este propice pentru mulțire. Și legenda șarpelui Wanampi. Era un șarpe gigant și care băștina și cu sulițele l-au aruncat în ocean, l-au gonit în ocean și în locul unde a fost aruncat și în locul unde a murit el s-au format două roci. Se cheamă Twin Rocks. N-am ajuns la ele acum pentru că n-am cum. E închis totul, îngrădit, nu poți să te duci nicăieri. Adevărul că nici nu e foarte... poate fi periculos, pentru că dacă dai de un șarpe din ăsta, toată chestia e că trebuie să stai pe loc, nu trebuie să te miști. Și trebuie să stai acolo, să aștepți, să vezi ce face. Nu te duci spre el, nu alergi. Alergi și atacă. Te duci spre el, te atacă. Cel mai bine e să stai pe loc. Da, deci asta e legenda șarpelui Wanampi, care... făcea un zgomot mare când dădea fum pe nări, gia noastră populară. Da. E, aici nu cred că este vorba de Wanampi. Ăsta arată așa. Deci, destul de Wanampi. Destul de mare. Și nu cred că vrei să te întâlnești cu el. Nu, mai bine nu. Da, scrie aici, aveți grijă la șerpi. Da, sigur, cum vă spuneam, dacă te duci și începi să alergi așa încolo ca nebunul, sigur o să dai de unul care stă la soare sau își face siesta sau face ceva. Dacă nu și stai pe drum, sigur că poți să-l întâlnești pe drum, că el trece de la baie la bucătărie, cum ar veni. Și, dar toată chestia este că dacă tropăi, ăsta e un secret care l-am învățat în Australia, dacă mergi așa, da? Și merge așa, duduie pământul. Nu duduie ca la un cutremur, dar ei sunt foarte sensibili. Foarte sensibili la orice vibrație. Și în momentul când te aud pe tine cum trântești picioarele, nu vin. Nu vin. Lor le e mai frică de tine decât ți-e frică de ei. Decât ție să-ți fie frică de ei. Deci sunt foarte
sunt foarte timizi. Singurul șarpe care vine după tine și dacă ai nenorocul să-l prinzi la montă, este șarpele tigru. Nu știu dacă ați auzit, citiți Tiger Snake. Ăsta este în Australia, nu este la fel de veninos ca Eastern Brown Snake sau ca Taipan, dar este veninos pentru că și te atacă. Singurul care se ia după tine, dacă îl prinzi la montă, dacă îl prinzi cu nevasta în pat și ai venit peste el, te-a mâncat. Și iată-ne și la... Nullarbor, în deșert, acolo unde șoseaua este foarte, foarte aproape de mal, de malul abrupt. Toate videourile care le vedeți despre Australia cu malul ăla abrupt și de sus și astea le-ați făcute cu drone. Și, ok, hai că nu e prea mult nisip aici, în regulă. Și văd că sunt multe... Deja sunt multe caravane pe aici. Sunt caravane, sunt rulote, sunt multe, destul de multe deja. Și cred că e și vânt. O să văd cât de puternic e vântul. Ne vedem curând.